Posibilitatea de a primi bonuri pentru benzină și motorină de la stat este deschisă pentru anumite categorii de persoane. Astăzi aflăm care sunt condițiile de eligibilitate. Este interzisă tranzacționarea acestor bonuri și a cardurilor de carburant în format electronic. Nerespectarea acestei reguli poate implica amenzi substanțiale, ajungând până la aproximativ 50.000 de lei, aplicabile începând cu 22 februarie 2024. Totodată, distribuitorii de carburanți care refuză nejustificat să accepte bonurile valorice electronice se pot expune unor sancțiuni, cu mențiunea că există circumstanțe în care refuzul poate fi considerat justificat. Persoanele cu dizabilități vor primi carduri electronice de carburant pentru transport, cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cu carburant fiind în valoare de 1.500 lei, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 de lei pentru cele cu handicap accentuat. Hotărârea de guvern reglementează modalitatea de decontare a carburantului și acordarea bonurilor de carburant, atât pe suport hârtie cât și pe electronic. Este important de menționat că aceste măsuri au fost luate pentru a asigura că beneficiile destinate persoanelor cu handicap sunt folosite în scopul pentru care au fost create, respectiv asigurarea accesului la transport interurban gratuit, relatează Antena 3.ro.